După dispariția vicepreședintelui Florea Costache, Consiliul Județean trebuie să aleagă un om pentru funcția rămasă liberă. Atribuțiile lui Florea Costache au fost preluate temporar de președintele Constantin Nicolescu și vicepreședintele Florin Tecău. Ca să poată acoperi toată activitatea, a fost contactat Ion Țârdea, fost director al Direcției Tehnice a Consiliului Județean Argeș, care a mai lucrat și la Inspectoratul de Stat în Construcții. Munceți mai mult deocamdată, ca să și vă spun, eu l-am rugat pe domnul Țârdea, care a fost directorul Direcției Tehnice, l-am rugat să vină aici, să preia o parte din problemele care le coordona domnul Costache, din punct de vedere al consilierului de Consiliul Județean, el fiind în specialitatea de investiții, construcții și cunoașteți bine, el va gestiona în continuare împreună cu mine domeniile pe care le-a avut domnul Costache. Și probabil că vreo 2-3 luni de zile, cât am dreptul să sunt detașat, o să am răbdare să vedem ce trebuie făcut. Președintele Consiliului Județean, Constantin Nicolescu, a declarat că nu s-a obișnuit încă cu dispariția fostului său coleg, de aceea nici nu grăbește demararea procedurilor de desemnare a noului vicepreședinte. Oricum, acesta va fi ales din rândul consilierilor județeni.